Salutare și bine ați venit pe Titan Gaming la un nou episod de Farming Simulator. Jucăm pe Slovak Village. De obicei, pe mapa asta am jucat multiplayer cu încă un prieten. Acum sunt numai eu. Să vă fac un scurt overview pentru cei care n-au văzut încă videoclipurile de timelapse. Până acum avem o 3 tractoare. De fapt, două. Case-ul și UTB-ul ăsta, avem un combinat asta John Deere. Cel mai bine să vă și arăt. Ce avem noi acum? Avem remorca asta cu autoload. Universalul 650, case Magnum, remorca, horșu pentru plantat și spreaderul ăsta de fertilizator și lime. Mai avem lizardul cu care cărăm apa la fabrica de soia și trailerul ăsta pentru combustibil. Ce deținem noi până acum este terenul 13 care vine cu ferma, terenul 16 pe care plantăm iarbă pentru silage și terenul 17 care e plantat cu soia, deoarece avem și fabrica de soia, o avem cumpărată de fabrica de lapte de soia. Pe viitor mai vreau să achiziționăm unul din terenurile astea mai mari, 27, 28, nu știu exact. Poate chiar în episodul ăsta, dacă aș mai împrumuta niște bani. John Deere-ul ăsta este închiriat, tot așa trebuie să facem un upgrade la el, să cumpărăm ceva mai mare, cu header mai mare, deoarece terenurile pe mapa asta sunt destul de mari și necesită utilaje destul de mari pentru a putea scoate ceva profit. Pentru cei care mi-au urmărit videoclipurile timelapse până acum, au văzut un oarecare progres de la început serie până acum. Am hotărât să fac și ceva video în care vorbesc, poate e mai interesant și e mai bine. Deocamdată, deoarece terenurile nu sunt foarte mari, punem doar soia pentru a alimenta fabrica de soia de lapte. Dar și așa, cu aceste terenuri, tot nu reușim să ținem în funcțiune fabrica de soia. De aceea vreau să cumpăr un teren mai mare și de acolo să producem mai multă soia pentru fabrica de lapte de soia. Mai am și ceva palet de soia, de curiozitate, să văd care este și prețul la laptele de soia. Este destul de mic, cred că voi mai păstra paleții de lapte de soia. Totuși să văd cam cât pot împrumuta, dacă pot împrumuta mai mult să cumpăr unul din terenurile mari. Doar 220.000 și un teren mare din ăsta este la 590-600. Poate în următoarele episoade vom reuși să cumpărăm și un teren din ăla mai mare. De asta pe terenul 16 avem plantat și iarbă ca să producem silage, de unde mai ies ceva bănișori.
Ca și planuri de viitor, așa, nu știu, aș mai vrea să punem în colțul din dreapta sus al fermei un țarc pentru oi, pentru porci aici în stânga și nu știu, mai vedem ceva fabricuțe ce să mai adăugăm, dar deocamdată vreau să mai cumpăr unul din terenurile astea, să punem fabrica de lapte de soia în producție full și după aia poate cumpărăm și livada de aici de jos din dreapta. Aici la combina este lucrător automat, acum vreau să pun lucrător automat și să cosească terenul ăsta de aici, terenul 16. Am făcut și câteva rute cu autodrive, dar deocamdată nu le utilizez. Cât aici cosește lucrător automat, vreau să mă duc și cu UTB-ul ăsta să începem să balotăm ceva, nu știu, mă gândesc să fac o rută în Coarse Play, să balotez cu Coarse Play automat, că ocupă destul de mult timp balotatul ăsta manual. Și când e multiplayer e mai ușor, dar așa e destul de dificil. Balotera asta este un mod de la Class. Are direct încorporată în silozarea balotului de iarbă. Folia este gratis, nu e. Nu trebuie reîncărcată, ea este tot timpul inclusă în balotieră. Nu știu care este problema, dar văd că lucrătorul automat lasă ceva iarbă în spate, nu știu de ce. Să ne dăm puțin în el, să vedem care e cauza. Apar, n-am. Aparent aici nici n-am mai ceva bug de la hartă, abar n-am. Așa, acum aparent merge destul de bine. Până acum, principala noastră sursă de venit sunt baloții ăștia de silos, deoarece sunt destul de bine plătiți și e o sursă de venit constantă. Acum, m-am și mai zis, sperăm să-l cumpăr un teren din ăla mare și acolo să scoatem mai mulți bani. UTB-ul își face destul de bine treaba cu balotera asta de la clas. Dacă aveți sugestii de a îmbunătăți gameplay-ul și altele, vă rog să scrieți un comentariu. Deocamdată, fiind la începutul seriei, nu prea avem destul de multe chestii de făcut.
Am avut, pentru cei care au urmărit timelapse-urile, știu, am avut cumpărată și o mică zonă de pădure în care am scos ceva lemne, dar am ales să nu tăiem toată pădurea, ci să mai păstrăm ceva pentru când vom avea nevoie de mai mulți paleți de lemn, să cumpărăm fabrica de paleți și să producem noi paleții de lemn, vom vedea. Să ceva iarbă aici în urmă. Nu știu, în general de pe terenul ăsta scot în jur la 35-40 de baloți din ăștia de iarbă, care în general sunt destul de bine plătiți. Cred că și acum, să verificăm de curiozitate, prețul la silage este în scădere la 334, totuși un preț destul de bun. Vom lua case-ul pentru a descărca combina de soia. Mai am aici și un plug care este închiriat, deoarece eu am activat funcția de a ara periodic. Probabil, nu știu exact, la 3-4 culturi cred că trebuie arat terenul. Așteptăm ca să se umple, ca să nu călcăm aici cultura. Nu știu, cred că de pe terenul ăsta ies în jur de 15 tone de soia. Case Magnum, ăsta este principalul tractor de la fermă. Am și jucat mult cu el, cred că pe seria asta avem vreo 16 ore jucate, numai cu case-ul. Deoarece el are puterea necesară de a trage horșul pentru semănat și la plug tot pe el îl utilizăm. Cred că bunkerul la John Deere ăsta este de vreo 10 tone, cred, nu știu exact. Așa, vreau să mai fac câțiva baloți din ăștia de silici.
Sper că după ce voi cumpăra și un teren mai mare și vom putea pune fabrica de lapte de soia în funcțiune, vom reuși să facem progres mai rapid. Deoarece acum, fiind la început, e destul de lent progresul. Totuși, cred că ar trebui să mai cumpărăm un tractor puțin mai puternic, nu știu, în jur la 200 de cai, pe care să-l utilizăm pentru paloteră, pentru remorci și case-ul să lăsăm doar pentru plug și Porsche. Să mă uit puțin să văd ce moduri mai am băgate pe aici. Nu știu că aveam un Fiat Agri, destul de ieftin, dar cred că are 180 de cai. Și la prețul total de 33.000, cred că merită ăsta cumpărat deocamdată. Să vedem cum se face. Ah, rear. Prelungitoare la aripi sau fără. Greutate frontală. Fără prelungitoarele astea de aripi, parcă arată mai bine. Sau? Cred că lăsăm așa cu greutate și prelungitoarele astea la aripi. Designul aici pe spate cu pistoane hidraulice sau pistoane. Ce? Așa, la configurație motor fără cu filtru scurt de ulei. Configurare roată. Ceva wide, așa, astea mai late, roțile mai late și un preț total de 37.000. Să cumpărăm asta acum. Și o să ne teleportăm direct în el. Asta de aici arată destul bine. Vedem, are ceva animație. Nu are nicio animație. Îmi place că sună destul de răutăcios, așa să zic. Se mișcă chiar bine și interiorul destul de bine făcut. Și la o putere de 180 de cai e perfect pentru ceea ce vrem noi deocamdată. Aici observ un oarecare bug în oglinzi din exterior. Se vede puțin pixelat, dar în rest e ok. Am mai jucat cu Fiat Agri ăsta, e destul de bine realizat și se manevrează bine. Aici e fabrica de soia, de lapte de soia. Tragem o fugă să vedem puțin care este și statusul aici. Aparent nu mai avem soia, mai avem 5 tone de apă, empty pellets doar 1%, carton mai trebuie
trebuie pusă puțin la punct și aici, dar probabil în episodul următor. Îmi place cum se vede aici, filtrul de ulei pare a fi ăla de acolo. Sau ceva de combustibil, nu știu exact. Arată destul de bine și de la interior. Se controlează bine, fără nicio eroare, nimica. Îl vom pune în direct la remorcă și case-ul îl vom cupla la horș. Aici deocamdată vom planta tot soia și vom vedea pe viitor, poate vom vinde ăsta și vom ce bani vom mai avea să cumpărăm un teren mai mare. Cam atât cu acest episod. Dacă vă place, vă rog să apăsați butonul de like, subscribe și ne vedem data viitoare.